Dragi mitologi, ce știm despre Putin? Cine este Vladimir Putin și ce vrea? Multă lume este curioasă să citească un profil psihologic al lui Vladimir Putin, fără să avem pretenția unei descrieri definitive, dar după un studiu riguros al biografiei sale, așa cum se cuvine, vom încerca să vă arătăm ce se ascunde în spatele unei minți criminale. Un nou Hitler, poate, un adevărat Darth Vader al timpului său. Nu cred că este un om mai urât și mai înjurat pe lume la această oră. Vom vedea cum a fost copilăria lui Putin, studenția, vom discuta despre ascensiunea politică și analiza psihologică a acestuia. Cu alte cuvinte, vom încerca să răspundem la întrebarea cât de nebun este Vladimir Putin. Ne vom raporta la trei cărți și materiale foarte interesante pe care vi le las și jos în descriere, de autori recunoscuți în domeniul lor. Kremlin Winter a lui Robert Service, The Invention of Russia, adică Invenția Rusiei, a lui Arkady Ostrovski și The Man Without a Face, adică Omul Fără Față, a Mașei Gessen, dar și documentarul de peste patru ore cu interviuri făcute de Oliver Stone cu Vladimir Putin pentru Showtime. Fiecare dintre acești autori observă perioadele din formarea lui Vladimir Vladimirovici, respectiv copilăria petrecută în Leningrad, perioada de studii la facultatea de drept, trimiterea la post în Dresda în perioada URSS-ului, apoi perioada de după căderea cortinei ca mână dreaptă a lui Anatolii Sobchak. Venirea la Moscova, felul în care a intrat în grațiile familiei lui Elsen după o scurtă perioadă ca șef al serviciilor secrete, apoi preluarea puterii, transferul dinspre Elsen spre Putin și treptat acapararea oligarhilor, trădarea foștilor aliați și reformarea curții feudale, de inspirație țaristă și moștenire sovietică, pe care o vedem astăzi. Ca să înțelegem mai bine motivațiile, înainte de toate, haideți să vedem ce spune presa despre Putin, dar mai ales ce spun chiar prietenii și apropiații săi, dacă a avut vreodată. Citez: Probabil cel mai bizar fapt cât privește ascensiunea lui Putin la putere este că până și oamenii care l-au ajutat nu știau mai multe despre el decât omul de rând. Asta declara Berezovski. Un mare oligarh rus, care îl vedea pe Putin lipsit de personalitate, caracter ori interes personal, și dreptul mare se aștepta să fie maleabil și disciplinat. În anii 90, viitorul mogul Boris Berezovski își dorea să-și extindă afacerile cu vânzări de mașini LADA în zona Leningrad. Își aducea mai târziu aminte de primul lui contact cu Vladimir Putin, încercând să-l mituiască iar Putin l-a refuzat. Era primul birocrat pe care îl întâlneam și care n-a acceptat șpagă, spune oligarhul, l-am ținut minte. Niște ani mai târziu, în timp ce Putin își consolidase puterea și influența în zona Leningradului, făcând evaziune fiscală prin vânzarea de contracte ale primăriei către firme preferențiale, între care unul în mod particular a fost infam, cu un transport de carne fictiv într-o perioadă de foamete a populației, același Berezovski îl prezintă pe Vladimir lui Valentin Iumașev, șeful de cabinet al lui Elson și ginerele acestuia. Acestea sunt faptele consemnate de istorie. Dar hai să vedem cum a început totul. Capitolul 1. Nașterea miraculoasă. Vladimir a fost un copil miracol în ghilimele. În ajunul primelor alegeri prezidențiale în Georgia, o femeie a apărut susținând că e adevărata mamă a lui Putin și că îl dăduse în adopție la vârsta de 9 ani. Pe de altă parte, surse secundare n-au putut dovedi afirmația. Parcă ar fi Hercule sau al copil al lui Zeus, nu? Numele părinților acestuia în acte sunt Maria și Vladimir Putin. Volodia a fost al treilea copil al familiei și a avut doi frați mai mari care au murit în foametea dinaintea celui de-al doilea război mondial. Vladimir Senior a fost militar în Armata Roșie. După o luptă navală, nu departe de Leningrad, a fost rănit serios și a rămas cu un handicap locomotor și dureri pentru tot restul vieții. La momentul respectiv, el și Maria aveau un băiat pe care îl lăsaseră într-un felinat în Leningrad. A murit acolo. Maria însăși, mama lui Putin, la sfârșitul războiului, era într-o stare gravă din pricina extenuării și foametei. Un al doilea copil al familiei Putin a murit în anii imediat după război, tot de inaniție. Nașterea, în 1952, a celui de-al treilea băiat în familia Putin, a fost considerată, desigur, o minune. Capitolul 2. Copilăria și a petrecut copilăria în Leningrad, într-un complex de clădiri încă încălzite cu lemne, unde majoritatea familiilor stăteau înghesuite fără bucătărie sau toaletă, improvizată undeva într-un alt corp de clădire. Un detaliu interesant însă spune că într-un oraș unde majoritatea oamenilor cu greu își permiteau hrana de pe zi pe alta, familia Putin nu doar că avea un apartament generos, dar aveau instalat și un televizor, telefon și aveau chiar și o mică daca. Adică o casă de vacanță în afara orașului. Vom vedea mai târziu de ce. Eleful Vladimir Vladimirovici Putin, când a intrat la școală în clasa 1, avea la mână un ceas făcut cadou de părinți, practic pentru acele vremuri un obiect de lux. Copil plăpând, firav, Vladimir avea un temperament ieșit din comun, cum de-ai aștepta la toți dictatorii de altfel. Dacă cineva făcea glume sau se lua de el, sărea imediat la bătaie, îl zgăria, îl mușca, îi rupea părul din cap, orice încât să nu se lase un milit ca un copil apucat, spun colegii săi. Un alt coleg de clasă povestește un incident la lucru manual. Cităm. Profesorul a luat de guler și l-a tărât în fața clasei. Făceam niște mături, iar Vladimir făcuse o greșeală. I-a luat mult timp să se calmeze. Procesul în sine părea interesant. Părea că se simte mai bine, dar apoi o lua de la capăt. Se enerva, protesta, se revolta. A făcut chestia asta de câteva ori la rând. Până în clasa a cincea, era unul din puținii elevi din clasa sa de 45 de copii care nu fusese cooptat încă în organizația locală de pionieri, aceasta din cauza comportamentului său indisciplinat. Pe la 11 ani, Vladimir s-a apucat inițial de sambo, apoi de judo. Mama Maria i-a spus că e o prostie și l-a descurajat. Tatăl Vladimir i-a interzis să meargă. A fost nevoie ca profesorul lui de judo să facă mai multe vizite la casa părinților încât aceștia să-l lase totuși la antrenamente. Tot în aceeași perioadă s-a înscris la cursuri de germană. Prietenii din copilărie își aduc aminte că avea în camera lui un poster cu Ian Berzin, erou al Revoluției, fondatorul serviciilor secrete ruse. Iar la 16 ani, tânărul Putin s-a dus la sediul KGB din Leningrad să aplice pentru o poziție de agent. A avut un interviu și asta a fost. Se pot spune foarte multe lucruri despre oamenii care își aleg anumiți idoli în viață. Dar hai să vedem capitolul 3: Studenția deși un student mediocru, care excela doar la istorie, limbă germană și sport, dar nu performa deloc la științe exacte precum matematica, fizica sau chimia, s-a pregătit și a intrat la drept la Universitatea din Leningrad, concurența fiind în vremea aceea de 40 pe un loc. A intrat pe forțe proprioare sau s-a asigurat KGB-ul că, că are locul lui? Fapt este că în primul an de facultate, studentul Vladimir Putin era probabil singurul care avea mașină și ceas la mână. O mașină costa cât o casă de vacanță. Aparent, părinții lui Putin ar fi câștigat -o la loterie. În loc să se mute din apartament, i-au dat cadoul lui Volodia. Ca să vezi coincidență. În perioada de vară, viitorul președinte lucra pe șantier, în anul 2 de facultate, din mia de ruble făcută peste vară, și-a cumpărat un palton scump, iar mamei o prăjitură cu glazură. Țineți minte aceste detalii. Vladimir Putin a absolvit secția de drept internațional a Facultății de Drept a Universității de Stat din Leningrad în 75, cu o teză ghiși despre ce? Politica Statelor Unite ale Americii pe continentul african. În timpul anilor de studenție, el a devenit membru al Partidului Comunist și a rămas membru până la dizolvarea acestuia în 91. De asemenea, la universitate l-a întâlnit pe idolul și mai târziu mentorul său, Anatoli Sobchak, care zice-se avea legături cu KGB-ul. Capitolul 4. Cariera la KGB. După absolvirea universității, Putin a fost recrutat de KGB direct în serviciul de contraspionaj. În 76 a terminat cursul de perfecționare al KGB din Leningrad. Apoi a servit la așa numita direcție numărul 5 a KGB-ului, care combătea opoziția politică. Ziarul Washington Post a indicat faptul că el s-a ocupat o vreme cu urmărirea unor cetățeni străini aflați la Leningrad. A primit ulterior oferta de a se transfera la serviciul de inteligență aflat în sarcina primei direcții a KGB adică cel mai al dracu serviciu secret din lume în acea perioadă, și a fost trimis pentru antrenamente secrete, suplimentare, vreme de un an întreg, la școala superioară Cerzinski, a KGB-ului din Moscova, cel mai al dracu centru de spioni din lume în mijlocul anilor 80. Din 85 până 90, KGB-ul a repartizat pe Putin la Dresda, pe atunci în Republica Democrată Germană, după prăbușirea regimului comunist al Germaniei de Est și a sistemului comunist din celelalte state statelite ale Uniunii Sovietice, Putin a fost rechemat în Uniunea Sovietică la Leningrad. În 91 a ocupat un post la Facultatea de Relații Internaționale a Universității din Leningrad. Teoretic nu mai era spion, practic mai vedem. În această nouă calitate, Putin ar fi supravegheat colectivul studențesc și pe recruți a reluat legăturile cu Anatolii, pe atunci primarul Leningradului. Și așa începe ascensiunea politică a lui Putin. Acest Anatolii lucrase ca asistent universitar în timpul anilor studenției lui Putin și a fost unul din mentorii acestuia. Putin a demisionat formal din serviciile de securitate în 91 în gradul de locotenent colonel, a doua zi după anihilarea loviturii de stat împotriva lui Gorbaciov, cum s-a desfășurat ascensiunea politică, capitolul 5? În mai 90, Putin a fost numit consilier al primarului San Petersburgului, un oraș foarte mare și foarte influent în Rusia, tocmai pe domeniul afacerilor internaționale. În 91 a fost numit șef al Comisiei pentru Relații Externe din cadrul acestei primării, însărcinat fiind cu promovarea relațiilor internaționale și a investițiilor străine. Mai puțin de un an de la preluarea conducerii, Putin a fost investigat de către o altă comisie a Consiliului Orașului. În urma controlului făcut de comisie s-a ajuns la concluzia că Putin ar fi cauzat pierderi de 93 de milioane de dolari. Vă dați seama cam cât a furat ăsta în perioada aia. Comisia a recomandat ca Putin să fie concediat, dar nu au existat consecințe imediate. Putin a rămas șef al comisiei pentru relații externe la primăria Sankt Petersburgului până în 96. Dar din 94 până în 97, Putin a ocupat mai multe funcții politice în același oraș. În 94 a devenit viceprimarul orașului. De asemenea, între 95 și 97, Putin a condus și filiala locală a partidului de guvernământ. În sfârșit, prin august 99, Vladimir Putin a fost numit de către Boris Eltsin în funcția de prim-ministru și a început panorama. Capitolul 6. Femeile lui Putin. Păi nu prea a avut. În relația cu femeile se pare că era un mare timid. Înainte să o cunoască pe Ludmila, viitoarea lui soție, ar fi avut o singură prietenă. Chiar și relația cu Ludmila a fost ciudată. Au ieșit împreună pentru mai bine de trei ani înainte să o ceară în căsătorie. Iată cum descrie astăzi fosta lui soție cererea în căsătorie. Citez. Într-o seară stăteam în apartamentul lui și deodată îmi spune Prietenuța mea, Ți-ai dat seama cum sunt eu, practic nu sunt o persoană convenabilă. Nu sunt vorbăreț, pot fi destul de aspru, pot să-ți rănesc sentimentele și așa mai departe. Nu vrei să-ți petreci viața cu mine. După care a continuat, în trei ani probabil ți-ai dat seama, la care ea a răspuns da, mi-am dat seama, la care el a zis, îndoit serios, iar ea a crezut că se vor despărți. Ei bine, a continuat el, în acest caz te iubesc și propun să ne căsătorim la data cu tare și data cu tare. Putin avea 31 de ani, era deja burlac. Dacă ați fost până acum atenți la detalii, în episodul următor vom vedea și ce înseamnă acestea, care e profilul psihologic și tot ce s-a întâmplat în viața acestui nebun care l-a transformat în cel mai mare despot, tiran și dictator al timpului nostru.